În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, duminica a șaptea, după pogorârea Sfântului Duh, duminica în care, iată, Dumnezeu, Fiul și Cuvântul, Iisus Hristos, fiind tot în Capernaum, săvârșește minuni mari, minunate și nenumărate, despre care Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne amintește astăzi, două dintre ele, de fapt trei, fiind vorba de doi orbi și de un mut. Ne este de folos să știm că, așa cum mărturisesc Sfinții Părinți, că pentru săvârșirea minunilor este nevoie de două condiții. Mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și credința omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne poate mântui cu forța, nu vrea să ne mântuiască cu forța, nu vrea să săvârșească minunea cea mai mare și anume aceea de a ne îndumnezei fără voia noastră, fără credința noastră. De aceea, la întâlnirea cu cei doi orbi care, iată, se rugau stăruitor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui David, miluiește-ne! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Vor fi strigat așa mult și bine, să zic, până când, iată că ajung în casa lui Dumnezeu, acolo unde locuia Mântuitorul Iisus Hristos, și acesta le pune o întrebare, o întrebare năucitoare. Credeți că pot să fac eu acestea? Iar ei, cunoscând în Duhul, cu Duhul, că în fața lor se află însuși Dumnezeu, spun, Doamne, credem. Și se deschid ochii lor și iată că văd. Ei bine, am auzit de multe ori că la spovedanie poate, sau așa la discuții, știți, părintele cutare poate nu este chiar așa de duhovnicesc, n-are har, cunoaștem pe unul care are har. Sau m-am dus de la Constanța până la capătul lumii, la Ierusalim, la Athos, la locurile sfinte, la Lavra Pecerska, peste tot, ca să mă ating de moaște și de sfinți, ca să facă Dumnezeu cu mine o minune. Și bine ați făcut cei care ați avut posibilitatea și cei care au avut posibilitatea. Însă trebuie să știm că dacă efortul este peste măsura noastră și credința noastră este mică, cu nimic nu ne folosim. Efortul, zic, material și de alt tip, ca să ajungem la locuri îndepărtate unde sunt sfinți, dacă nu avem credință, nu ne folosește cu nimic. De aceea le spun tuturor care vor să audă sau cu care vin în contact, să crezi că părintele tău duhovnicesc este sfânt. De vei crede că este sfânt, din credința ta și din inima ta curată, chiar de nu este sfânt, va deveni și harul va lucra pentru curăția inimii tale și vei vedea mari minuni și ceea ce vei cere, vei primi. Dacă vei crede doar că părintele acesta este un funcționar de ghișeu și că te duci la el cu un amărât de bănuți în mână, pe care îl ții la spovedanie, cu
cu nădejdea că vei trece repede peste întâlnirea aceasta, vei primi binecuvântarea și te vei împărtăși ca să fii în rând cu lumea. Cu nimic nu ne vom folosi. De aceea, spune astăzi Mântuitorul, cel care a dat sfinților săi ucenici și apostoli Duhul Sfânt zicând, cei cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi și în cer. Așadar, toți preoții ortodoxi, hirotoniți, sunt în lanțul acesta de la Hristos și până la sfârșitul istoriei sunt făcători de minuni. Pentru că ce minune mai mare poate fi decât aceasta, că preotul, cu mâinile lui putregăite, păcătoase, săvârșește Sfânta Liturghie. Hristos primește ca păcătosul acela, cu nume de preot, să-l țină în mâinile sale, așa cum l-a ținut preasfânta sa Maică. Hristos cel înviat din morți se dăruiește, iată, preotului, se jerfește în mâinile preotului, se dăruiește preotului și oamenilor deopotrivă pentru mântuirea tuturor. Așadar ne spune Hristos astăzi, credeți că pot face eu acestea? Rămâne o întrebare până la sfârșitul vremurilor. Atunci când mergeți la duhovnicul dumneavoastră, la preotul cu care vă sfătuiți, la orice alt preot, când mergeți și cereți ceva, spune Hristos în altă parte, așa să cereți, ca și cum deja ați primit. Mai cu seamă dacă cereți preotului care întruchipează pe Hristos. Așa trebuie să fie și să vă spun cu toată inima. Părintele Arsenie zicea așa, dacă vei vedea un preot căzut în șanț, tu vei zice poate că de beat, chiar dacă nu o să miroase, poate că mirosind a vin și a alcool, poate a căzut de bolnav. Dar zice Părintele Arsenie, vei vedea căzut în șanț să mergi la el, să-i săruți mâna și să-l duci la casa lui. Pentru că iată, a ales Dumnezeu dintre oameni. Două daruri prea minunate, spunea Părintele Arsenie. A dat Dumnezeu omenii, pe Maica Domnului și preoția. Pe Maica Domnului, cea care l-a născut pe Dumnezeu, că este născătoare de Dumnezeu, și pe preot, cel care, iată, preface prin puterea Sfântului Duh pâinea și sânge și vinul în trupul și sângele Mântuitorului. Când ieșim cu Sfânta Evanghelie la Vohodul Mic, preotul spune, binecuvântată este intrarea Sfinților tăi. Și atunci dă binecuvântare oamenilor, diaconilor, paracliseilor și îngerilor să intre în Sfântul Altar ca să privească la Sfânta și Înfricoșătoarea jertfă cea fără de sânge. De aceea am zis să vă spun câteva cuvinte despre credința, încrederea în preot. Să știți că vrednicia preotului este dată și de credința ucenicilor săi, de vrednicia ucenicilor săi. De veți judeca, de veți cleveti pe preot. Oricare ar fi acesta, pe duhovnicul vostru îl clevetiți, asupra lui aruncați acestea, pentru că duhovnicul cine este? Este cel care ia o parte din păcatele noastre asupra sa. O parte vi le dă o treime, să spunem, ca la cetele îngerilor și ale arhanghelilor. O treime din păcate îl roagă pe Dumnezeu să le ia asupra lui. O altă treime le ia duhovnicul și o altă treime le lasă ucenicului pentru a face o pocăință. De aceea,
dacă judecăm pe preoți, chiar dacă ni se pare că avem dreptate, chiar dacă este evident și am văzut cu ochii noștri, o sândă ne luăm, pentru că noi de fapt ce cerem toată viața noastră? Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Apoi dacă cerem așa, cum vom suporta noi sau vom răbda să fim în rai și să vedem preoți și frați de-ai noștri chinuindu-se în iad? Așa cum bogatul cel nemilostiv se perpelea acolo de suferință și striga, lasă-l, Doamne, pe Lazar, săracul tău, bubosul de care mi-era scârbă și la care nu mă uitam, să-și înmoaie degetul lui în apă, să-l pună pe buzele mele ca să mă răcoresc puțin. Iată, nu mai avea scârbă. Bubosul și leprosul de Lazar, care stătea toată ziua la ușa bogatului nemilostiv, care de-a cărui milă nimeni nu se cutremura, de-a cărui boală și suferință se scârbea bogatul, din bubele căruia curgea puroi și îl lingeau câinii, iată de data aceasta vrea să-și umezească degetul și să-l moaie în buzele sale. Nu mai are scârbă. Dimpotrivă, are dragoste și pentru frații lui. Spune-le fraților mei să nu facă așa ca mine, ca să nu vin aici, că rău mă chinuiesc. De ce? Că m-am despărțit de iubirea lui Dumnezeu și de iubirea oamenilor, fiindcă sunt singur în veșnicie, pentru că n-am putut să iubesc și iată acum nimeni nu mă iubește. Aș vrea să pot, dar nu mai pot, că n-am pe cine. De aceea vă spun, fraților, nu judecați pe nimeni. V-am spus să nu judecați pe preoți, dar să nu judecați pe nimeni. Pentru că Mântuitorul spune foarte clar, nu judeca și nu vei fi judecat. Oare poate să nu spună adevărul cel care este adevărul? Ce mare lucru să nu judecăm! Dacă nu putem să ținem post, dacă nu putem să facem rugăciune, poate cineva este mai slab cu trupul. A exersat lenevia și trândăvia. Și acum îi este foarte greu, vrăjmașul, sigur că la pasă și dă ispită și nu se poate trezi la rugăciune. Poate cineva nu poate să ține post. Iată că noi, ceilalți care, să zicem că putem, cum spune Sfântul Apostol Pavel, voi cei puternici, zice, și cu o formă de ironie, care vă credeți puternici, deci cei care faceți canonul, cei care vă rugați, care nu pierdeți niciodată, să nu-i judecați, ci rugați-vă pentru ei, ca și ei să poată să se roage pentru voi. Pentru că acesta este criteriul de mântuire. Unii pentru alții. Nu se mântuiește nimeni fără apropiatul său. Deci zice Mântuitorul, crezi că pot eu aceasta? Și altă dată spune, de poți crede, îi spune tatălui celui cu fiul demonizat, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Așadar, iată doi orbi care, deși nu vedeau, cunoșteau că în fața lor este cel care poate toate, și un mut care nu vorbea, care în viața lui n-a scos un cuvânt, iată că, posedat fiind, robit fiind de demon, începe să mărturisească că în fața lui este Iisus Hristos. Să știți că noi suntem și orbi și muți. Orbi atunci când nu vedem pe aproapele nostru și muți atunci când nu suntem în legătură cu Dumnezeu și cu aproapele. Sunt credincioși în sensul de ortodoxi botezați, care sunt orbi și muți de la botez, de la naștere. N-au auzit niciodată
de Hristos, n-au vrut să audă de Hristos, n-au vrut să-L vadă pe Hristos, nu vor să vadă biserica, nu vor să audă. De câte ori nu aud oameni care vin și spun, părinte, mă bajocoresc cașnicii mei. Mă întreabă, ce tot te rogi atâta? Ce tot tămâiezi atâta? Dar ce poate fi asta? Cumva, într-un cuvânt ar vrea să spună, suflete al meu, bea, mănâncă, veselește-te, că asta e toată viața. Nu mai există nimic după viața aceasta. Este neființă după viața aceasta. Cu alte cuvinte, îl bagiocoresc pe Dumnezeu spunând că Dumnezeu a creat un cimitir, de fapt. A creat mortăciune. Un Dumnezeu nemuritor, ca să se distreze, iată, a creat un mare cimitir, Terra. Că toți mor, nu? După cuvântul acestor. Dar spune Mântuitorul așa, casnicii voștri vor fi cei care vă vor prigoni primii, pentru că sunt orbi și muți și pot fi demonizați. Asta să nu încercați să exorcizați acasă, nu, asta e discuția, ci faptul că vă rog să vă rugați pentru ei, pentru că unul care nu-L primește pe Hristos, nu vrea să audă de Dumnezeu, ce te tot duci atâta la biserică? Și popii ăștia, am auzit eu de Vasile, de Gheorghe, de Ion, că are, că drege, că face. Iată că aceștia care sunt orbi și muți strigă și văd de toate. Ei vorbesc mai mult decât vorbește însuși Dumnezeu cu ei și văd mai multe decât judecă însuși Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, veniți toți cei împovărați, toți cei care aveți păcate, toți cei bolnavi, că eu vă voi vindeca. N-am auzit nicăieri în Scriptură să spună Hristos, veniți toți păcătoșii pământului să vă judec acum. Că pentru asta am venit eu, ca să vă judec. Că ai zis, că ai drept, ai făcut. Dacă ar fi judecata lui Dumnezeu și n-ar fi mila Lui, nu s-ar mântui nimeni pe pământ. Așa să știți. De aceea spune Mântuitorul, n-am venit să judec. Am venit să mântuiesc. De aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur, veniți fraților la biserică, fiindcă biserica nu este tribunal. Este spital, unde cu toții ne vindecăm. Și doctori și pacienți împreună ne vindecăm. Pentru că cine este drept? Cine este sănătos? Spune Mântuitorul, tot într-o ironie foarte fină. Nu am alt cuvânt, nu prea e potrivit, dar să spunem așa, o ironie foarte fină spune, n-am venit pentru cei drepți, am venit pentru cei păcătoși. Adică cei drepți imediat zic, iată, nu pentru mine, a venit pentru păcătosul acesta, aceștia, fiindcă eu, iată, postez, dau zeciuială și nu sunt ca aceștia păcătoși, eu sunt drept. Dar e o ironie fină pentru că Dumnezeu spune, cine este drept? Cel ce zice că păcat n-are, se minte, se amăgește pe el și adevăr nu este întru el. Pentru că tot cel ce este născut din femeie, tot cel ce este născut din Adam și Eva, este păcătos și are, poartă în el o boală numită moarte, de care nu mai poate scăpa. Nu există antidot pentru moarte, decât Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru aceea a venit să ierte păcatele și să ne vindece de moarte. Dacă a venit pentru toți, atunci se cheamă că nu putem lăsa pe nimeni afară. Nu putem să nu plângem pentru oricine de pe pământul acesta. Cu cât mai mult, deci, vă spun din nou, dacă ați auzit, ați văzut și v-ați încredințat că este un preot care a săvârșit o faptă care nu vi se pare conformă cu statura dumneavoastră duhovnicească. Rugați-vă pentru el și Dumnezeu va da harul său. Este o povestioară, o întâmplare că un tâlhar care fugea de urmăritorii săi se ajunge la o mănăstire și își ia o rasă pe el, cum necum scapă la o mănăstire de maici. Și văzându-l pe el așa ponosit și fugar și neîngrijit,
au cugetat în inimile lor cele bune, spunând, iată acesta ce ascet poate fi neîngrijit, nu se îngrijește la cele ale trupului. Iată cum arată săracul, slab, amărât, curge sânge din picioare, părul năclăit, nebărberit, cu ochii în cap, așa, sărmanul pierduți, intrați în găvane, de atâta rugăciune, de atâta plâns, de atâta priveghere, acela sărmanul alerga să nu-l prindă pentru tâlhăriile lui. Și l-au pus imediat la masă, au adus un lighean cu apă, i-au spălat picioarele de sânge, le-au uns cu balsam. Iar acolo în mănăstire era o îndrăcită, o soră sărmana care sărea în stânga și în dreapta. Și maicile acelea au luat, crezând că în fața lor se află un sfânt, au luat apa aceea împuțită, să zic, nu? De la picioarele acelea murdare, de la tina aceea obraznică, și-au băut-o cu mare evlavie. Și îndată au simțit că au atras harul și au dat și acelei maici, acelei fete îndrăcite și îndată s-a vindecat. Și dădeau slavă lui Dumnezeu că nu le-a osândit pe ele să îl considere pe acesta un răufăcător sau un tâlhar și să-l alunge din mănăstirea lor. Și acela când a văzut credința lor și dragostea lor și curăția inimii lor, îndată s-a pocăit, îndată s-a convertit, a devenit și preot și încă un preot foarte bun și a avut mulți ucenici și pe mulți a întors la credință. Nu cu puterea sa, pentru că el era tâlharul, dar mila lui Dumnezeu și dragostea lui au lucrat în inima sa astfel încât el, umplând un lighean de lacrimi, a atras mila lui Dumnezeu și el a putut să facă bine. Chiar dacă l-ar fi descoperit și l-au descoperit după aceea, tâlharul nu mai era. Pentru că noi știm că cel asupra căruia vine harul este un alt om. Spune, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Acesta era tâlharul, un om cu totul nou, un om cu totul al lui Dumnezeu, un preot care până la sfârșitul vieții sale s-a învrednicit să ajute aproapelui. Ei bine, acestea vi le-am spus ca să nu luați seama la niciun fel de cleveteală, orică e asupra aproapelui, orică e asupra preoților, orică e asupra bisericii. Noi una să știm, că avem mortul nostru pe năsălie și mortul nostru este omul cel păcătos, omul trupesc, adică noi suntem acolo. Noi trebuie să facem pocăință și să plângem pentru păcatele acestui om, ca să se înnoiască, fiindcă singure lacrimile de pocăință deschid cerul. V-am trimis celor care ați început cu binecuvântare rugăciunea. V-am trimis un tabel și câteva cuvinte acolo de îmbărbătare. Vrăjmașul nu va răbda. Vă spun tuturor, vor veni ispite, văzute și nevăzute, înțelese și neînțelese. Să nu vă lăsați, pentru că acesta este semnul că l-am scos din vacanță. Până acum era în șomaj, în concediu medical. De ce în concediu medical? Că i-a crăpat burta de râs cât a râs de păcatele noastre crezându-ne noi duhovnicești. Dar acum, când vede că am scos sabia, zice, măi, stai puțin că nu-i de glumă. Și atunci o să răcnească să prindă pe cine poate apuca. Și una din isprăvile lui, că atâta poate, este să ne bagiocorească pe toți, știți? Găsim în fiecare dimineață sau la fiecare liturghie, aici, pe bisericuța noastră încropită, să mă iertați că urinează toți, știți? De la un capăt la altul. Și vin așa și am o strângere de inimă. Nu că ar fi ceva, și mă gândesc cum se folosește vrăjmașul de chipul lui Dumnezeu din oamenii aceia să facă o asemenea faptă fără sens. Dar vrăjmașul vrea să-i piardă și pe ei și pe noi.
Și atunci îi bagiocorește fel și chip. Stau pe aici cât stau, se îmbată, beau bere multă, îi bate soarele în cap, mai înghit apă de mare. Și apoi sărmanii, sigur că, dar nu mai apucă să ajungă până acolo, că instinctele și simțurile care nu sunt înfrânate prin rugăciune, prin har, ele nu te mai ascultă, nici nu mai apuci să te duci până la... Și unde apuci, acolo faci toate cele urâte. Ei, dar noi știm că asta e lucrare de bagiocură și nu ne supărăm, pentru că pentru păcatele noastre se întâmplă acelea. Ale mele în primul rând, fiindcă la biserica aceasta unde slujesc eu se întâmplă, știți? Poate că v-a dat Dumnezeu să aduceți câte un bidonaș de apă de 5 litri când veniți la liturghie, că nici apă n-am găsit să spălăm bine dimineața, știți? Dar noi o să înnecăm în apă toată lucrarea aceasta și cu mila lui Dumnezeu o să trecem peste ele. Exact așa să treceți, fraților, indiferent ce ispită va veni, să spuneți așa, să vă vină să râdeți, că a zis părintele nostru că iată l-am scos din concediu medical pe vrăjmași. Și să vă vine să râdeți, pentru că cel care are o veselie duhovnicească, are o sănătate, are o veselie, are sănătate duhovnicească, pentru că veselia este un semn al prezenței Harului. Cel care are bucurie, cel care are chipul luminos, acela se roagă, acela pomenește pe Duhul Sfânt, acela cere milostivire de la Dumnezeu. Știu că v-ați încălzit și eu am niște frisoane de răcoare pe spate, dar cu mila lui Dumnezeu, iată că a dat Dumnezeu și atât de mult m-am bucurat. A fost o liturghie minunată. Nu știu cum a fost pentru frățiile voastre, dar eu am simțit așa, val peste val. Ei făceau afară, noi făceam înăuntru cele cuvincioase, știți? Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu vă lăsați, vă rog, faceți rugăciunea, pomeniți-i pe frații voștri, pentru că vă spun sincer, Dumnezeu lucrează oricum, nu pentru cuvintele noastre, dar acea osteneală mică atrage pe Duhul Sfânt. Și cel care apucă în viața aceasta să guste pe Duhul, acela pe toate le va socoti gunoaie. De va vedea că se crapă pământul în două, că este războiul la poarta țării, că curge pare de foc din cer, el va da slavă lui Dumnezeu că se învrednicește să vadă unele ca acestea. El, păcătosul și picălosul, iată, îl învrednicește Dumnezeu să vadă unele ca acestea. Deci rugați-vă, pentru că vă rugați pentru sufletele voastre și pentru că Dumnezeu primește rugăciunea noastră, o să se milostivească și de frații noștri. Nu vă rugați numai când vă rugați. Rugați-vă și ziua și în toată clipa. Aveți pravilă, aveți canon de la duhovnic, faceți-l. Aceasta este, dacă vreți, o lucrare în plus. Și să știți, cei care ați făcut și v-am rugat să scrieți câte ceva după primele impresii, după prima noapte sau a doua noapte, vă rog în continuare. Lucruri deosebite care vă fin, orică sunt ispite, eu am primit deja, orică sunt bucurii, așa să le scrieți, pentru că mult ajutor va fi celorlalți. Vom scrie cu mila lui Dumnezeu un jurnal duhovnicesc în care vor fi doar numele voastre de sfinți. Nu vom pomeni pe cel care spune povestea. Vom trece doar sfântul care este în tabel. Dar e mare ajutor. Mi-au povestit oameni care au avut ispite foarte puternice, dar de asemenea am primit și vești despre daruri prea minunate. M-am și speriat, pentru că eu n-am primit așa ceva. Și iată, zic că alerg și eu de un timp. Acela nici n-a apucat prima dată a făcut, ci când mi-a spus, zic, uite, Doamne, știi? Mi-am dat seama cam cine sunt. Deci faceți rugăciunea aceasta, faceți rânduiala, țineți-o. Nu puteți, spuneți. Și noi o să ne rugăm și mai tare, și mai tare. Pe toți cei care sunteți în candela aceasta, vă pomenesc la proscomidie. Sunteți în potir acolo totdeauna. Trup și sânge al Mântuitorului. Fiecare are o părticică. Deci nu e puțin lucru, fraților. Iată că deja s-a dat, cum să zic, darul de la Dumnezeu cel mai mare. În fața lui Dumnezeu sunteți acolo și Dumnezeu se întrupează, iată,
din bucățelele acelea pe care le punem acolo în Sfântul Potir și sunt, conțin sau sunt în legătură cu numele dumneavoastră, sunt chiar numele frăților voastre. Deci primiți darul acesta deja. Am primit deja darul mântuirii. Noi de acum nu trebuie să mai cerem nimic de la Dumnezeu, că tot ce era de trebuință am primit. Noi atâta doar trebuie să spunem, Doamne miluiești, Doamne miluiești, pentru că ziua nu ne putem ruga. Am văzut de la spovedanie, știu și de la mine, eu vă mărturisesc despre mine, mă spovedesc eu ca să înțelegeți. De fiecare dată când mă duc la spovedit, spun, nu mi-am făcut pravila, nu vă încurajez, că mă duc cu rușine. Nu vă încurajez să faceți asta. Dar știu că atâta presiune este, atâta suferință, atâta trage de voi, de noi, vrăjmașuri, ca doar să ne dezlipească de Hristos. De aceea, vedeți cei care vă rugați noaptea, o oră, cât de diferită este rugăciunea aceea față de rugăciunea asta pe care, chiar dacă am face o ziua pe unde am fi, Doamne Iisuse Hristoase, sau vreo pravilă așa, cu copilul care țipă, cu tata care, sau vreun casnic care ne spune ce te tot rogi, știți cum îi spunea părintelui Proclu, diavolul, că s-a întâlnit cu el, adică s-a dus în vârful muntelui, acolo unde era zăpada, până la brâu, zice, mai sus de brâu, nu puteam să deschid ușa la chilie, și zice, mi-a bătut în ușa cineva. Și am deschis și zice, era un domn în costum. Auziți, un domn în costum. Și apoi m-am prăvălit la pământ, zice, și mă rugam, Doamne miluiește, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mi, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește. Și l-a spunea, dragă, dar e sfânt, ce te tot rogi atâta? Și părintele, sigur, nu cădea în cap. Și zice, odată a început să mârâie și să zică, dar ce te tot rogi atâta, măi, acolo, scoală-te, măi, de acolo, cu voce de acum mai așa. Și zice, dacă nici așa n-a reușit, că mai tare mă smeream, ce te tot smerești atâta, măi, cum vorbea moldovene. Deci odată am văzut că ies copitele prin pantofii aia de piele. Și zice, n-am mai îndrăznit să ridic privirea, mai tare mi-am ascuns-o. Și apoi zice, mi-am luat cafeaua. O doamnă care era cu noi, apropo, părinte, e păcat cafeaua? Atât am înțeles și eu, atât am înțeles și ea, apoi sigur că zicea, ce te tot smerești atâta? Și chiar la mănăstire s-a întâmplat odată când eram un băiat îndrăcit și un părinte de acolo a căzut la pământ așa și a început să se roage și el s-a dus să-l lovească cu piciorul. Și acela mai tare se ruga și spunea, nu te mai ruga, nu te mai ruga, și sărea așa și intrase în altar și făcute, poate sunt pe aici care au văzut, că au fost câțiva care au văzut. Și intrase și în altar și se dusese așa și făcea măscări la Maica Domnului. Și acela se ruga mai tare și el tare iar striga să nu se roage și mai să-l lovească, era și o dihanie de om puternic, așa bine mâncat, nu făcuse în viața lui o zi de asprime, de post. Și apoi odată s-a liniștit. Acela s-a ridicat, s-a închinat părintele și el a venit și a zis, s-a pus în genunchi și a zis, învață-mă să mă închin. Și acela i-a zis, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și când s-a închinat, odată i s-a luminat fața. Și să știți că cel ce vă spune a fost acolo și am văzut și eu, într-adevăr, cam pe geam așa, n-am văzut chiar toată faza, dar pe undeva într-un colțișor am văzut-o și este adevărat, nu vă mint, și multe alte minuni am auzit că s-au întâmplat. Acum, poate dă Dumnezeu să povestiți și frățiile voastre ce minuni vi s-au întâmplat. Acolo, că minune e și aceea să te învrednicești, să vezi câte un fir din coada lui Tangalachi, cum spunea Sfântul Paisie, știți? Că nu oricine, dacă, v-am zis, dacă șomează, n-ai cum să-l vezi. Numai când iese din șomaj avem pe jale, dar cu rugăciunile Maicii Domnului vom birui. Poftiți, vă rog, la nimic și Domnul să vă întărească. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi.